Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Acest material este realizat cu finanțare din proiectul Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional, cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul Endomip a fost inițiat de către Institutul Național de Endocrinologie CEI Parhon, având ca manager de proiect pe doamna conferențiar dr. Adina Ghemigian. În cadrul acestui proiect au beneficiat de cursuri peste 250 de medici specialiști endocrinologi, precum și alte specialități care fac parte din echipa medicală care îngrijește pacientul cu afecțiune endocrină, respectiv cardiologi, ginecologi, dermatologi, pediatri, chirurgi, medici de familie. Partener în cadrul proiectului Endomip a fost Asociația Partner, care a realizat cursuri și academii de vară pentru peste 700 de asistenți medicali care fac parte din aceeași echipă medicală. Tot în cadrul acestui proiect s-au mai realizat stagii clinice, conferințe naționale și workshop-uri cu schimb de bune practici cu experți internaționali. Pentru echipa medicală care îngrijește pacienții cu afecțiuni endocrine, s-a realizat un ghid de bune practici, iar în mod special pentru endocrinologi, un compendiu. Toate aceste materiale au fost realizate de către experți din cadrul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon, sub îndrumarea doamnei conferențiar dr. Diana Loreta Păun, în calitate de coordonator științific. Pe lângă această activitate de informare a întregului personal medical, s-au realizat și 3 standarde ocupaționale care vor sprijini echipa medicală în activitatea curentă, degrevând personalul medical specializat de activitățile administrative, respectiv recepționer medical, transcriptor medical și asistent coordonator programe naționale boli netransmisibile. Bună ziua! Astăzi am plăcerea să vă prezint un alt expert în cadrul tutorialelor dezvoltate în proiectul Endomic, respectiv pe doamna dr. Mariana Purice. Bună ziua, Mariana! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Doamna dr. Mariana Purice este cercetător științific principal gradul 2, este fizician medical și doctor în biofizică, dar are peste 30 de ani vechime în cercetare și în laboratorul clinic, atât în domeniul imunologiei, cât și al hormonologiei, dar, nu în ultimul rând, și al imagisticii de medicină nucleară. Ca și domenii de cercetare, cele mai importante teze și lucrări pe care le-a dezvoltat alături de colectivul din cadrul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon au fost cele din domeniul cancerului tiroidian, al neuroendocrinologiei, al studiului stresului și ca activitate de cercetare a fost director de cercetare pentru mai multe proiecte de cercetare, printre care realizarea primei baze de date digitale pentru monitorizarea pacienților cu cancer tiroidian, Biomat Endo, prima bază de date din România care urmărește, practic, cancerul tiroidian din 1969 până în prezent, un alt proiect referitor la neurotensină și un alt proiect referitor la noi abordări matematice în biologie cu aplicații în endocrinologie. Subiectul pe care îl abordăm astăzi, nu înainte de a preciza că doamna dr. Mariana Purice a fost alături de noi în generarea acestui proiect, în scrierea proiectului, cât și în dezvoltarea proiectului, realizând cursuri pentru medici și participând la stagiile clinice de laborator, a fost și lector în cadrul conferințelor naționale și, nu în ultimul rând, a dezvoltat, alături de ceilalți specialiști ocupaționali,
cele trei standarde ocupaționale generate în cadrul proiectului, respectiv recepționer medical, transcriptor medical și asistent programe naționale de sănătate. Având în vedere experiența pe care o aveți, cum au evoluat tehnicile de laborator pentru dozările hormonale specifice patologiei tiroidiene? Există o metodă perfectă pentru un laborator de analize medicale și de ce am avea nevoie de teste precise și performante? Mulțumesc încă o dată pentru invitație, mulțumesc pentru întrebările adresate și trecând la prima întrebare să răspund, eu consider că un instrument ideal ar trebui să permită ca plecând de la o matrice biologică extrem de complexă, cum este orice fluid biologic pe care noi facem dozări de hormon, fie că e ser, fie că e urină, fie că e salivă, lichid cefalorahidian, deci o matrice complexă cu și biochimic și ca structură fizică. Deci, plecând de la această matrice complexă, să determin cantitativ o multitudine de analizi care au proprietăți fizico-chimice diferite. Deci, dacă aș putea avea un singur instrument care poate să meargă să dozeze pe orice fluid biologic toți markerii moleculari, biochimici, genetici interesați pentru evaluarea patologiei tiroidiene, acesta ar fi instrumentul ideal. Sigur că așa ceva nu există și din cauza asta tendința este să ajungem la tehnici cât mai specifice, cât mai sensibile și cât mai precise. Și la răspuns la partea a doua întrebării, de ce avem nevoie de teste precise și performante, este următoarea. În primul rând, pentru un diagnostic corect. Apoi, ca să monitorizăm evoluția bolii. Noi trebuie întotdeauna să furnizăm clinicianului și pacientului acele rezultate care se pot compara între ele în așa fel încât pacientul să fie monitorizat, să avem un follow-up atât a tratamentului cât și a evoluției după oprirea tratamentului. Deci să putem monitoriza eficiența unui tratament. De asemenea, avem nevoie de teste performante ca să facem screening. Screening înseamnă să testăm la nivelul populației un anumit parametru sau mai mulți care să dea informații despre starea de sănătate a acestei populații. De exemplu, screeningul prin iodurie a aportului de iod la femeile gravide din zonele de bușă endemică din România. Deci trebuie să avem o tehnică performantă cu rezultate fiabile. Iarăși, de câte ori boala se complică sau tratamentul nu este corespunzător, trebuie să avem un feedback din partea laboratorului cu niște marcări performante. Să putem pune clinicianul un prognostic, să putem să instruim rezidenții. Deci să învățăm pe viitorii specialiști cum trebuie să apreciază un rezultat de laborator, ce tehnică trebuie folosită. Același lucru se reflectă și în teme de cercetare, adică atunci când laboratorul este implicat în anumite teme de cercetare, trebuie să vină cu tehnici specifice, performante, reproductibile. Idealul este ca un institut național de cercetare, cum este Institutul Parhon, să aibă laboratoare de referințe, în așa fel încât la alte laboratoare să poată să facă referință la fie la rezultatele noastre, fie la domeniile noastre de normalitate de referință.
și, nu în ultimul rând, pentru a publica articole în reviste de prestigiu internațional cu cotare ISI deosebită. Nu poți să publici acolo un articol dacă metoda prin care ai determinat anumiți parametri, markeri de interes, este o metodă neperformantă. Deci, doar câteva, probabil că există mai multe și oricând pot fi discutate. Tot bazându-ne pe experiența pe care o aveți de peste 30 de ani în Institutul Național de Endocrinologie, cei Parhon, dar nu numai în domeniul de cercetare, ci și al laboratorului clinic, poate ne spuneți care a fost această evoluție, cum au evoluat aceste tehnici și de ce a fost nevoie ca ele să se diferențieze și să apară practic ca metode diferite? Aș clasifica metodele de dozare în două mari categorii. Metodele indirecte de determinare a hormonilor tiroidieni, altor hormoni, a markerilor endocrini ca familie generală, deci metodele indirecte prin care eu nu determin direct molecula de interes, deci ca și cum, deci nu pot să o cântăresc direct, ci determin efectul pe care această moleculă de interes o are într-un sistem de dozare biologic sau imunologic. Asta ar fi prima categorie. A doua categorie sunt metodele directe, care sunt metode fizice, cum este, de exemplu, spectrometria de masă. Acolo eu nu determin un efect, ci, practic, cântăresc, în ghilimele, molecula de interes, măsurându-i raportul dintre sarcină și masă. Aceste, deci, din prima categorie fac parte metodele biologice care sunt apărute de mult în anii 1830 și dacă ne amintim, primul test biologic în care se dozează un hormon este testul de sarcină pe broscuță. Da? Bunicile noastre, mamele noastre, își aminteau că urina recoltată de la femeie, care era injectată unei broscuțe, dacă provenea de la o femeie gravidă, broscuța ovula și atunci era testul indirect, deci noi aveam acolo, măsuram un efect biologic. După care au venit metodele imunologice, care s-au bazat pe faptul că hormonii au proprietăți imunologice de a fi antigene. Cuplarea unui antigen cu un anticorp specific formează un complex pe care noi îl putem măsura. Și indirect măsurând acest complex, noi măsurăm și hormonul de interes. În 1977 s-a pus la punct o metodă care acum e considerată metoda Golden Standard de aur, care se numește radioimunoanaliză. Pentru această metodă, un grup format din doi englezi a luat premiul Nobel. Deci radioimunoasei pentru cuantificarea insulinei. Aceasta a fost prima metodă imunologică, imunometrică, radioimunometrică de dozarea unui hormon tiroidie, un hormon și anume a insulinei și de la cercetare, încetul cu încetul, metoda RIA a fost introdusă în laboratorul clinic, în laboratorul de rutină. De ce se numește RIA? Pentru că markerul cu care noi marcăm acest complex, deci reacția antigen-anticorp, unul dintre aceste două molecule, fie antigenul, fie anticorpul, este marcat cu o substanță radioactivă. Iod-125 sau mai de mult se folosea tritiu. Cu timpul și în special după accidentul de la Cernobâl, laboratoarele au evitat din ce în ce mai mult utilizarea radioizotopilor în analiza de laborator. De ce? Pentru că însemna condiții deosebite de lucru, deșeuri radioactive, aprobări de la forurile care urmăresc activitățile nucleare. Și aceste metode radioimunoanalitice
au fost înlocuite cu metode neradioactive. Principiul a rămas același, doar că markerul de la un izotop radioactiv, R de la radioactivitate, încetul cu încetul au fost schimbat cu markeri neizotopici. O enzimă, și s-a numit ELISA, un marker fluorescent și s-a numit imunofluorescență, iar acum se utilizează un marker luminiscent și având imunoluminiscentă. În acest moment, de rutină, cam în toate laboratoarele mari și atât din București cât din toată țara, se utilizează imunochemiluminiscența pentru a doza atât hormoni, cât și anticorpi, cât și marker tumoral. Și rezultatele sunt performanțe, deja costurile nu mai sunt ridicate pentru că au apărut mulți producători și sunt la îndemâna tuturor laboratoarelor. Cealaltă metodă este metoda directă, deci cum este spectrometria de masă, da? Prin care noi dozăm direct molecula și ne ajută să nu avem interferențe și să nu raportăm valori fals crescute sau fals căzute. Deci, în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, o metodă indirectă imunologică ne dă rezultate fals pozitive sau fals negative, atunci trebuie să găsim o alternativă să putem să evaluăm cu o altă metodă și să vedem dacă valoarea respectivă este corectă sau nu. Cam aici, în această zonă, au evoluat și în Institutul Parhon. Nu știu dacă se făcea testul pe broscuță la Parhon, n-am prins anii 1930, dar evoluția, deci Institutul a fost unul dintre centrele importante de referințe în România pe domeniul hormonologiei. Dacă ar fi să pledăm pro sau să aducem argumente contra introducerea acestei metode pe care ați menționat-o mai devreme, respectiv aspectometriei de masă în laboratorul clinic de rutină, care ar fi poziția dumneavoastră? Aș porni de la o întrebare. Ce ne deranjează pe noi ca laborator într-o dozare de imunoanaliză? Păi, ne deranjează, cum spuneam și înainte, că de multe ori avem rezultate care, spune clinicianul, nu concordă cu clinica, cu realitatea. Iar noi, ca laborator, susținem punctul de vedere că noi lucrăm corect și că acele rezultate, din punct de vedere al laboratorului, sunt corecte. Și totuși ele nu concordă. Și care sunt aceste situații? Cea mai des întâlnită situație este prezența în proba biologică, deci în serul pacientului, de exemplu, dacă lucrăm pe ser, a autoanticorpilor, fie antitiroidieni, fie antitiroglobulină, fie alte tipuri de anticorpi, care interferă, ei sunt acolo într-un mod natural, fie în cadrul unei patologii, fie în cadrul unui status normal al pacientului respectiv. Ei, acest anticorp interferă exact în reacția antigen-anticorp. Antigenul este hormonul pe care îl dăzăm, anticorpul este anticorpul din kit, deci din flaconul pe care îl punem ca să facem complexul. Dacă în serul pacientului există anticorp natural, atunci hormonul pe care eu vreau să-l dozez se va lega și de anticorpul din flacon, dar și de proprii săi anticorpi din ser. Prin urmare, eu, fără să vreau, voi doza, voi determina o cantitate mai mică sau mai mare în funcție de metoda folosită și deci rezultatul meu este fals din punct de vedere al clinicii. Când se întâmplă asta, foarte des în cazul pacientelor cu cancer tiroidian, în timpul terapiei cu radioiod, când încetul cu încetul se dezvoltă
la o proporție destul de mare anticorpi, antitiroglobulină, iar follow-up-ul acestor pacienți este să vedem ce valori de tiroglobulină au și cum este scintigrama lor whole body și a regiunii cervicale. De multe ori, valorile tiroglobulinei nu concordă cu imagistica, tocmai din cauza că în metodă există interferență între anticorpii care îi produce pacientul în cazul bolii sale și anticorpii din sistemul de dozare. Deci avem scintigrame pozitive, whole body pozitiv, și cu marker tiroidian de TGL negativ. Și atunci nu concordă, pentru că dacă e pozitiv, acolo sunt resturi tiroidiene, deci fie metastaze, deci înseamnă că cineva secretă, eu trebuie să am tiroglobulină. Laboratorul spune, nu, n-ai tiroglobulină. Și eu spun, n-am tiroglobulină, nu pentru că eu nu vreau să o dozez, ci pentru că prezența autoanticorpilor din serul pacienților îmi interferă și îți dau valori fals negative. Da? Și pacientul, un bun clinician, de asta întotdeauna facem în paralel tiroglobulina, tiroglobulina și scanarea de corp întreg cu iod 131. Asta ar fi un exemplu. Un alt exemplu este interferența cu medicamentele. Medicamentele care se excretă, bineînțeles, și intră în circulație în sânge, în eprubeta mea vor interfera cu, de multe ori, cu compușii care intră în reacție. Ei bine, lucrul ăsta nu avem cum să scăpăm decât dacă venim cu o tehnică alternativă, acea tehnică în care cântărim, în ghilimele, molecula și nu o măsori prin efectul legării ei de un anticorp. Și această tehnică este spectrometria de masă. Ar fi o tehnică ideală dacă aș putea să fac automatizare, dar deocamdată nu pot. Dacă aș putea doza orice hormon, dar deocamdată ea se aplică doar la steroizi, la vitamine și la aminoacizi. În ceea ce privește tiroglobulina, că aici s-a cercetat foarte mult, este foarte bine pusă la punct metoda, determin corect tiroglobulina în serul pacienților care au anticorp antitiroglobulină, doar că sensibilitatea este încă discutabilă. Deci, cea mai mică cantitate pe care pot să o dozez este 0,5 nanograme la mililitru de tiroglobulină. Ori, kiturile imunoasei au ajuns la 0,01 sensibilitate. Dar, sigur, e un preț pe care îl plătesc, sensibilitate mai puțină bună, în schimb, sunt sigură că valoarea de tiroglobulină pe care o dau clinicianului este o valoare corectă. Deci, în concluzie ar fi pro-introducerea spectrometriei de masă, este o tehnică de înaltă specificitate, avem o sensibilitate, merge până la 10 la minus 4 greutăți moleculare, pot să dozez cu o bună portabilitate, adică independent de prezența anticorpilor specifici, are o bună linearitate între semnal și concentrație și în America se folosește, în Statele Unite se folosește în special pentru screening-ul neonatal. Contra ar fi introducerii, ar fi o gamă mică de aplicații clinice, v-am spus în special pe steroizi, automatizarea, pe dacă noi avem 200 de teste de TSH pe zi sau 20 de tiroglobuline, metoda spectrometriei de masă nu poate să facă față pentru că încă nu s-a automatizat. Costurile sunt costuri mari și înseamnă numai costul aparaturii, dar și investiția în oameni. Acolo trebuie niște specialiști care se formează în timp destul de îndelungat. Deci, da pentru cercetare, da pentru cazurile
foarte punctuale în care avem prezență de autoanticorpi în anumite dozări de marcări tumorali și nu pentru, deocamdată nu pentru rutină, pentru Institutul Parcon. Mulțumim pentru modul în care ați evidențiat cum se interpretează rezultatele unei analize de laborator și mai ales de contextul în care totul se interpretează alături de ceilalți colegi care fac fie scintigrafie, fie aduc aportul referitor la statusul clinic al pacientului. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc și oricând rămân deschisă la orice altă discuție din cadrul programului Endomip. Vă mulțumesc! Endomip, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei pentru prevenirea maladiilor cu impact populațional. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020.